Salutare chat, bine v-am regăsit la videoul special de 500 de abonați. Videoul ăla care v-am zis eu că-l filmez, Q&A-ul, vă răspund la întrebări și iată-l, uite aici. Suntem cu telefonul, așa, cu întrebările pe el și o să le citesc de pe telefon, că mi-e mai comod. O să lăsăm un replay să curgă pe fundal și răspund, ce să zic. Bun, și începem. În prima întrebare o avem de la Crunchy, al nostru, care ne felicită pentru 500 de abonați și mă întreabă dacă îi dau 10 lei. Bă, dacă vii la Temesvar, îți dau. Bine, facem așa. Eu zic că facem. Câți bani ai băgat în War Thunder, tot de la Crunchy? Bă, sincer, am făcut un calcul. Undeva la 950, 1000. A ieșit. Și nu de lei. Dacă v-ați gândit la lei, nu. Moneda nu e lei. Moneda e găjine. Bun, de ce trăiesc? Mă, de ce nu trăiesc? Nu știu. Tu de ce trăiești? Câți ani am? Mă, 22. Încă. Dacă îți vine să crezi. Încă. Ce vrei să te faci? Cum adică ce vreau să mă fac? Deja... Nu știu, om. A, meserie probabil se referea omul meu aici. Discutabil. Discutabil, dar... n-aș putea să zic exact acum. Mâncarea favorită acum versus mâncarea favorită în copilărie. Mă, când eram mai mic, îmi plăcea șoricul foarte mult și... niște chestii, le ziceam creveți, dar nu-i cuvântul creveți. Le bagi în ulei și se expandează și au o formă așa de dreptunghi și îi ca o tablă în interior. Gen, ca o tablă de X și 0, numai că sunt 12 pătrate în interior. Nu mai știu cum le zice. Și, bă, în general, carne. Știu, se vede, da, se vede, știu. Și în prezent, bă, n-aș putea zice orice. Nu chiar. Pizza. Carne. Iar. Adică nu zic nu la o ceafă, la o friptură făcută ca lumea cu cartofi. De ce zic? Și... urechi de porc? Gen. Na, nu știu. Prăjite, coapte, cum naiba erau. Tot șoric, tot pe acolo. E o țără diferență, dar nu foarte mare. Deci chiar... Na. Nu știu ce aș putea să răspund mai elevat de atât. Carne e pe primul loc. Se și vede. Na, fructe, legume nu-s fel de mâncare, dacă stau să mă gândesc, deci na. Deși, dacă e să mă orientez, neură, mure, cam astea ar fi cireșe. Bun, poți scoate o piesă, bă, de putut pot, dar fi sigur că nu vreau să fac asta. Bun, și mă întreabă dacă jucăm, ce pot să zic, da, când și cum și unde și ce, nu a specificat. Și mă mai întreba ceva ce, sunt profund dezamăgit, mă întreba dacă mi-l alinți. Ce pot să zic? Depinde. Se poate să da, dar probabil să nu. Ții la noi, mă întreabă Alex. Bă, la comunitate, ce pot să zic? Îți dai seama că s-a creat un atașament acolo de atâta timp. Și Alex mă întreabă dacă jucăm, același răspuns ca la Crunchy. Îmi trimiți un giga de la tine. Mai bine să-ți trimită Wave, bine? Ce facultate ai? Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor. Finanțe bănci. Licență, am terminat și acum la master studiez. Îs în cursul finalizării, da? Nu l-am finalizat, dar studiez fiscalitate și consultanță fiscală.
Câți bani ai de gând să bagi în joc pe viitor? Mă rog, hoc, dar o să presupun că o vreau să zic că joc. Nu știu, dar parcă tot mai puțin, prea deloc. Aș vrea numai să fac evenimente, cum a fost ultimul de craftat. Tractare în primele zile, vând la suprapreț la început și după aia când se ieftinesc pe piață să le cumpăr. Cam asta plănuiesc și de consecință, dacă se poate pe viitor, să nu mai bag nimic, să bag zero. Sau poate îmi face Gaijin, hai că îmi face Gaijin parteneria dacă e. Nu o să-mi facă. Dar ar fi fost o soluție, așa-i? O să faci YouTube la 30 de ani, bă... Foarte specific, dar până la vârsta aia probabil o să ajung în punctul în care nu o să mai pot să încarc videouri zilnice, dar o să mă țin de live-uri, probabil, cel mai probabil. Dar ca să știți, dacă o să fie nevoie să reduc din cât încarc pe YouTube și cum îmi gestionez timpul, o să renunț la a încărca videouri zilnice, primul pas. Și de live-uri o să mă țin cu siguranță. Deci, da, probabil o să fac YouTube pe la 30 de ani, dar probabil la un nivel puțin mai lejer, nu așa intensiv ca acum. Deși, cum să zic, nu exclud faptul că poate îmi dedic tot timpul YouTube-ului, mă apuc într-o zi și zic, habă, mă apuc de editat ca lumea zilnic. Facem, dregem și luăm sponsorizări și nu știu ce și nu știu cum și trăim din YouTube, dar șansele se întâmple asta să fie aproape zero, așa că rămân cu răspunsul inițial. Da. Bun, îmi dai 15 lei, mă întreabă Alex. Bă, v-am zis, veniți aici la Temesvar și vă dau. Apropo, bravo pentru suma de 500k, așteptăm 500 de abonați, așteptăm 1k și sper că noi o să rămânem principalii canalului, respect. O, doamne Alex, o să rămâneți, ce să fac cu voi? Bun. Nebunul Mihai, ce keybinder ai pentru avion și elicopter? Missile, night vision, etc. Am un fișier încărcat cu controlele mele, dar, dacă chiar vreți, pe scurt, uite, dau scroll, trebuie să puneți pauză când vreți. Cam astea sunt controlele de aircraft și de helicopter. Nu sunt așa multe, nu am, sunt multe, dar nu sunt cât ar vrea Gaijin să fie de multe. Bine, recunosc că la elicopter nu mi-am bătut capul să pun foarte multe controle în plus. Dar bun, să continuăm cu acest triplay mirobolant. Care a fost pe realistic, dar lăsăm fără HUD să fie mai interesant. Andrei 2009 Q mă întreabă ce fel de... Ok. N-o să pun aia. Ce chiar ați crezut că o să citesc? Intrați pe Discord și vedeți întrebarea dacă chiar vreți. Maxim mă întreabă ce număr port la pantof. 44, depinde de layout-ul pantofului. Și mă întreabă dacă când filmez port pantaloni. Tot Maxim Tankman. Bă, spre surprinderea ta, da, port. Crunchy revine din nou cu o întrebare și ne întreabă ce telefon avem. Bă, telefonul meu e ăsta și am făcut și video pe canal, Fold 3-ul. Ce pot să zic despre el? Am zis destule în videoul ăla în care l-am prezentat. E păinuț. Ai o rățură cu folia de pe ecranul flexibil. Trebuie să o schimbi atâta nu știu cât timp. Că se uzează acolo unde se îndoaie folia. Folia, nu ecranul. Ecranul e bun. E calitativ făcut. Folia e problema. Și dacă vrei protecție, na, te recomandă să stai cu ea. O să faci room tour? Cel mai probabil nu.
cel mai probabil nu o să facem. Asta e. Oh, da, urmează o întrebare de la Wave. Ce planuri aveți pe termen lung cu War Thunder și canalul de YouTube? Se va schimba conținutul? Bă, ți-am zis, dacă... Dacă o să ajungă YouTube-ul să fie... Și gesticulez cu un italian, da, știu. Dacă o să ajungă să fie un job mai full-time și o să am timp mai mult de explicat, de editat, doamne, explicat. Nu mă băgați în seamă, vorbesc și eu aiurea. Dacă o să am mai mult timp de editat și așa, și o să văd că canalul crește constant și bine, să vin cu videouri mai editate, nu așa conținut brut, filmat și încărcat. De exemplu, cum a fost video cu proiectilele. Mi-ar place să fac mai multe videoclipuri de genul, dar timpul nu prea îmi permite să fac asta. Adică și să încarc conținut zilnic și să stau să editez un video de genul. Nu, ar trebui să renunț la una dintre ele. Dar am zis, pe viitor vedem. Dar cel mai probabil o să ajungem în punctul în care, nu știu, să facem mai multe live-uri. Dacă o să fie să reduc din cantitatea de videouri postate zilnic, gen. Adică să nu mai postăm zilnic videouri. Nu știu, postez 3 pe săptămână, dar facem 2 live-uri sau ceva de genul. Nu știu, vedem pe viitor cum o să fie. Dar momentan formatul o să se păstreze. Rămâne tot același, o să încerc să postez zilnic videouri și live în weekend 1. Bun, următoarea întrebare. Treaba Andrei, dacă am văzut vreodată un copil mort. Ok, nu, dar am văzut în formă. Nu trebuie să zic asta, așa e? Da, nu-i pagubă. Da. Oarecum. Cam ăla e răspunsul. Andrei mă mai întreabă 2009 ochiu dacă am participat la Revoluție. Bă. Subiect sensibil, dar mi-am pierdut 3 mâini și 4 picioare la Revoluție și de atunci sechelele și-au spus cuvântul de-a lungul anilor și uite-mă azi aici făcând War Thunder pe YouTube. Ce să zic? Sunt repercursiuni grave de atunci și n-am reușit să scap de ele până acum și nu cred că voi scăpa vreodată, dar asta e. Bun. Mai întreabă Wave ceva, dar nu o să citesc. Intrați voi pe Discord și citiți. Că nu pot să pun orice în penei, vă dați seama. Și mă mai întreabă Andrei, care este melodia ta preferată și felul tău de mâncare. Mă, la felul de mâncare am cam răspuns, dar la melodia preferată... Cum să zic eu? Am mai multe, ascult mai multe genuri. Cred că o să o lăs pe ecran, cel mai simplu. E foarte strâns, dar o lăs pe ecran. Să mă hotărăsc în timpul editării și o să lăs una pe ecran, care o consider eu. Bun, cam ăsta a fost Q&A-ul. Vă salut, vă mulțumesc pentru atenție și ne vedem pe live-uri, pe alea, pe viitor. Așa că, până data viitoare, băieți, v-am pupat. Da, special pe tine, Wave. Mă, glumesc. Ciao. Te-am cu mâna întinsă așa, lol.